Și un mesaj către vecini. Vă sparg alunele dacă vă prind. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Asta este o tartă superbă. Am și uitat cu ce e, pentru că am lucrat foarte mult la ea, în timp în care m-am pregătit de anotimpul dragostei și tot felul de prostii din astea. În orice caz, o tartă cu alune de pădure și cu un pic de ciocolată și cu un pic de dulceață, de caise. Cred că e suficient, nu? V-am făcut curioși? Din inimă, vă rog, pregătiți-vă de sărbătoarea iubirii, încântați-i pe cei dragi cu rețeta asta și rămâneți alături de mine ca să aflați cum se face. Pe scurt, niște unt cu zahăr, pe care, așa cum facem noi în Brăila, în mod tradițional, nu numai cu untul, și cu ouăle și cu restul ființelor vii, îl batem. Îl facem așa, cremos, cum era el odinioară. În fine, muncim un pic aici, dar răsplata vine de la sine. Asta e făină. Îl punem un pic de zahăr. Bun, până aici a fost simplu. Vedem ce facem cu astea. Un praf de sare. Și, cum ziceam, batem tot ce prindem. Avem, după cum se vede, multe boluri goale și câteva foarte pline. Dar recuperăm imediat. Să ne ocupăm un pic de alunele astea pe care le-am copt un pic. Și un mesaj către vecini. Vă sparg alunele dacă vă prind. Am făcut o treabă bună. În continuare, batem, nene. Batem ricota, batem alune, batem ouă, batem albușuri. Asta înseamnă sărbătoare. Asta înseamnă să ții la cineva și să vrei să-i faci o tartă bună. Bați tot ce prinde. Coajă de lămâie. Și alunele. Și pentru admiratorii farfuriei lui Exarhu, da, iată încă o rețetă în serie în care nu am folosit nucșoară. Atenție! Deci o rețetă care face mult zgomot, dar produce impresii puternice, de neuitat. Practic am făcut un mehlem din care va ieși o tartă pentru jumătatea mai bună. Sperăm că e și mai slabă. Am exagerat eu puțin, pentru că rețeta nu are foarte mult zahăr și nici nu îngrașă. Adică nimic nu îngrașă de Sfântul Valentin. E mai bine să știți asta. Și rochia aia vine perfect. Și nu se spune niciodată ce frumoasă ești în dimineața asta. Pentru că imediat apar suspiciuni față de alte dimineți și hai să o lăsăm ușor, da? Să nu ne jucăm cu ușa de la lift, cum se spune. Boluri multe, vrăjeală multă. Asta e. Întindem niște unt aici. Nu știu exact de ce, dar așa am văzut în toate filmele cu bucătari. Bun, turnăm chestia asta. Zicem, Doamne ajută. Aducem și o tavă.
facem practic tot ce este omenește posibil să nu dormim pe preș de Sfântul Valentin. 20 de grade și 300 de minute. Hai să încercăm invers. Băgăm la 200 de grade și 30 de minute ca să meargă mai repede treaba. A ieșit din cuptor, s-a înălțat frumos, s-a rumenit și mai frumos. Facem un pic de magie. Opa, așa. Și încă frige. Exact ca iubirea voastră. Da, exact. Ca să o încheiem, ar merita un pic de ciocolată pe deasupra. Așa, cât e fierbințică. Vedeți că se topește. Și asta, iarăși, este foarte bine. Italienii pun, prima dată când am gustat, am zis, ne. Ba, să știi că e o idee bună. Pentru că ea nu este foarte dulce. Și ciocolata, sigur, îi dă o altă dimensiune, că e puțin amăruie, nu punem ciocolată dulce. Și de asta zic eu că un pic de complement din ăsta fructat sau un sosuleț, dacă vreți să faceți, de vișine, poate, sau de zmeură, mă rog, simboluri ale iubirii, știți cum sunt, ar aduce ceva în plus alături de tartă. În fine, eu mi-am făcut datoria față de tarta asta, acum rămâne să vă faceți și voi datoria față de sufletul pe care îl iubiți și să repetați rețeta, acăsică. Vreau să fiu primul care vă urează poftă bună și un Sfântul Valentin fericit.